Important este faptul că examenul de bacalaureat trebuie susținut mai devreme sau mai târziu. Cea de-a doua sesiune aduce 775 de candidați, atât din promoția curentă, cât și din cea anterioară. Mai mult de atât, la nivelul județului, Comisia Națională a aprobat solicitarea unui caz special, respectiv tehnoredactarea unei lucrări. La nivelul județului Mehedinți, 775 de candidați s-au înscris pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat conform Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți. Candidații vor fi distribuiți în 5 centre de examen, dintre care 4 în Drobeta Turnu Severin și unul în Baia de Aram, în această zonă fiind un total de 107 candidați. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat național, la nivelul județului Mehedinți avem 775 de persoane, de candidați, atât din serie curentă cât și din serie anterioare, care au solicitat participarea la cea de-a doua sesiune. Referitor la organizarea acestei sesiuni, la nivelul județului Mehedinți avem constituite 5 centre de examen și un centru de evaluare, respectiv pentru a se putea respecta întru totul prevederile legale și procedurale în ceea ce privește perioada asta de pandemie, și păstrarea tuturor condițiilor în vederea evitării unei eventuale infecții, s-au organizat 4 centre pe Drobeta Turnu Severin și un centru pe Baia de Aramă. S-a ținut cont de faptul că Baia de Aramă este la o distanță mare, cea mai mare distanță de municipiul Drobeta Turnu Severin, și atunci, având și un număr de 107 candidați pe zona Baia de Aramă, am organizat și acolo centru de înscriere. Iar centrul de evaluare, un singur centru. Aceste propuneri au fost înaintate către Comisia Națională, am primit aprobarea pentru aceste centre și avem și o solicitare de caz special pentru care de asemenea am primit aprobare. Mă refer la solicitare de a se tehnoredacta lucrarea. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2020 se va desfășura în perioada 24 august-5 septembrie, potrivit calendarului aprobat printr-un ordin de ministru transmis în Monitorul Oficial.